Societatea contemporană, dimensiuni și perspective a fost tema unui simpozion desfășurat la Biblioteca Județeană din Nicu Golescu. La manifestare au participat personalități de marcă ale învățământului românesc, dar și din Japonia. Societatea contemporană, în cea mai mare parte, vorbesc de țările dezvoltate, funcționează într-o rânduire capitalistă, întemeiată pe economia de piață, care îi corespunde și un stat de drept. Această societate are o istorie. După părerea mea, exprimată în vreo câteva cărți în ultima vreme, una o am cu mine aici, apărută cu altor unor colegi din această zonă, aceste trei etape care au marcat istoria civilizației umane și au dovedit că singura societate care poate asigura inițiativa particulară, aportul individului, rolul personalității, deci al oamenilor de inițiativă în istorie, e societatea capitalistă. On the 11th in March last year. Probabil bine știți, anul trecut au fost loviți de acel cutremur foarte mare și de tsunami. First, we need to apologize to everyone, including you, for giving much anxiety by the accident of nuclear facility. Și am vrut să ne cerem scuze în caz că v-am provocat anumite temeri sau dacă v-am îngrijorat în ceea ce privește situația Japoniei. At the earthquake, we lost everything, including building, lives and confidence for economy. În urma acelui dezastru, în acea parte, am pierdut tot, inclusiv vieți, economie, tot ce însemna Japonia în partea de nord. And thanks to your cooperation from foreign countries, including Romania, we are solving the problem now. Și datorită ajutoarelor primite din alte țări, inclusiv din partea României, puțin câte puțin, ne întoarcem la ceea ce a fost Japonia de Nord înainte de marele dezastru. Hiragana, katakana. Și avem de asemenea trei tipuri de alfabet. Hiragana, katakana și kanji. Hiragana to katakana wa 50 zutsu. Hiragana și katakana au câte 50 de semne. Saru no kanji, Chinese character wa 2000 ijou. Și kanji, cele asemănătoare cu semnele chinezești, sunt 2100. Nimu kakavarazu, atashitasi nihonjin no shikichiri. Și cu toate că au atât de multe litere și semne de învățat, începând de mici, le folosesc fără probleme. Ori de câte ori vin în Argeș, mă gândesc în primul rând la ceea ce a dat Argeșul în matematica românească de formație profesională. De aici, chiar din Chitești, ne-a venit cel mai bun produs al școlii românești de teoria probabilităților. Marius Iosifescu, din Argeș, nu chiar din Chitești, din comuna Cicănești, pe lângă curtea de Argeș, ne-a venit Gheorghe Păuna, cărui absență azi o regret aici, nu numai pentru că Gheorghe Păuna este azi un nume de faimă mondială în informatică, dar și pentru că, ascultându-i pe colegii japonezi, iarăși imediat m-am gândit la Gheorghe Păuna. Când am fost pentru prima oară în Japonia, în 1982, cred, am primit cadou
un joc de Go cu invitația, rugămintea de a-l introduce și în Europa de Est și, în primul rând, în România. Și când m-am întors la București cu acest joc de Go și l-am arătat lui Gheorghe Păun, care era din prima sa tinerețe un mare pasionat al jocurilor, m-a implorat să-i-l ofer, să-i-l dau, și de aici s-a născut Go-ul românesc. Gheorghe Păun e cel care a introdus jocul de Go în România, care a creat, a determinat și crearea unei federații de Go în sportul românesc, care a publicat primele cărți despre jocul de Go. Și trebuie să vă spun acum un lucru esențial. Colegii noștri japonezi nu s-au referit la jocul de Go, dacă am impresia, dar jocul de Go exprimă esența modului japonez de gândire. Referitor la sistemul educațional românesc, academicianul Solomon Marcus a subliniat că acesta este unul învechit, cu programe educaționale prăfuite, cu manuale în cea mai mare parte plictisitoare, iar comunicarea între catedră și elevii ori studenți este aproape inexistentă. Un exemplu este domeniul meu, matematica, în care elevii nu află nimic despre matematica secolului 20, iar studenții doar o fărâmă. Nu li se prezintă lucrurile cele mai atrăgătoare din matematică, lucruri care să le aprindă imaginația, să le dezvăluie fața culturală de spectacol a matematicii, iar acest fapt este valabil și pentru fizică și pentru chimie, a mai spus academicianul Solomon Marcus.